Pam, pam, pam! Hai să vedem! Salutare, salutare tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Alexandru Hobincu și o să facem astăzi un live drăguț, un eveniment pe care îl așteptăm de foarte, foarte mult timp și anume convenția de la Miami Bitcoin 2022. Ăsta e un fel de știre, să spun așa, cum avem și noi pe Forex, care s-ar putea să influențeze într-un mod pozitiv sau negativ, Bitcoin urmează să vedem astăzi. Până una alta, haideți să mai așteptăm niște persoane pentru că suntem deja în mijlocul zilei. Nici nu știu ce e astăzi, este probabil miercuri. Ok, astăzi e miercuri, suntem în mijlocul zilei de miercuri și deja foarte mulți oameni așteaptă și evenimentul ăsta. O să-l comentăm împreună. Salutare, salutare, Cezar, Răzvănelu, Dorin, Dragoș, Castravete, Liviu și tuturor alții. Bun, hai să discutăm un pic întâi de toate, că am preferat să deschid un pic mai devreme decât evenimentul. Am înțeles că evenimentul o să fie pe la 3, ia să vedem când se deschide live-ul. La 3 jumătate, așa, mai sunt 7 minuțele, să vedem ce se va întâmpla. Până una alta, hai să ne uităm rapid, rapid pe situația BTC din momentul de față. Salutare și Alexandru, salutare celor cu câini, cu pisici și așa mai departe, da? Bănuiesc că mă auziți, că totul e ok, sunetul e ce trebuie, videoul e ce trebuie. Ia să-i dau un share screen, să intrăm un pic pe BTC, să vedem ce s-a întâmplat. Exista o consolidare, am făcut discuția asta. Cred că ieri am avut pe Patreon webinar, dacă nu mă înșel, Răzvănelu, ce frumos e la o oră de informație. Răzvănelu, dacă nu greșesc, corectează-mă tu, te rog frumos, că știu că tu ești, te-am și văzut live. Am avut ieri parcă webinar pe Patreon în care am discutat despre consolidarea BTC și despre momentul ieșirii acestui preț din consolidare. Mă așteptam, bineînțeles, să aibă o reacție. Am pus și o zonă de cumpărare cu risc mediu, pe care știți că aveți acces unde stai așa că avem pe aici Linktree-ul. Deci dacă intrați pe linkul ăsta, na, pe link.tree/hobincus, veți găsi mai concret graficul gratuit de Bitcoin pe care eu îl updatez zilnic cu zonele de cumpărare și zonele de vânzare. Și am avut aici o zonă de cumpărare cu risc mediu. A ținut, e ok. Sincer să fiu, momentan mă aștept la o reacție tot în jos, din păcate. Chiar aș fi vrut să țină mult mai bine, dar nu pare deloc încântător ceea ce s-a întâmplat în momentul de față și să cred că s-ar putea să ne vedem un picuț mai jos pe la 43 cel puțin. De altfel, dacă ne uităm pe zona de daily, ia să vedem pe zona de daily. Pentru cei care tranzacționează pe termen lung Bitcoin, atunci vă recomand o zonă de cumpărare undeva în jurul 41.000 și dacă această zonă de cumpărare de la 41.000 nu va ține foarte, foarte bine, avem o a doua zonă aici, să vedem zonă de cumpărare risc mic, adică aici la 40.500. Poate fi fake out în jos? Poate să fie momentul de față, evident că poate să fie un fake out, dar dacă luăm în considerare faptul că pe daily, deci pe un time frame foarte, foarte mare, face o consolidare, mă aștept ca reacția să fie de continuare a direcției inițiale. Cel puțin în 70% din cazuri din ceea ce am experimentat eu până în momentul de față, aș putea considera această mișcare parte din cele patru mișcări fundamentale ale pieței, și anume impuls, da? De fapt expansion, corecție și continuitate. De cele mai multe ori se întâmplă așa. Dar
Bineînțeles, poate să fie și o situație din cele 20% în care să nu continue pattern-ul. Asta e și în funcție de ce se va întâmpla la convenția din Miami, că de asta suntem aici, da? Să vedem dacă impactează sau nu impactează. O să comentăm împreună ceea ce se întâmplă, o să punem convenția pe ecran și de acolo vedem mai departe cum analizăm situația. În momentul de față, Bitcoin se află la ieșirea dintr-o consolidare, într-un expansion. M-am așteptat și acum asta este destul de mică mișcarea asta, sincer, comparativ cu ceea ce cu anvergura pe daily. Deci dacă consolidarea este pe daily, te aștepți ca să ai un retrace tot pe daily, adică chiar să vină până în zona asta eventual și apoi să își continue mișcarea în jos. Asta poate fi în termen de câteva zile și noi vom fi nevoiți să analizăm un pic mai de aproape ceea ce se întâmplă ca să luăm niște decizii, bineînțeles. Salve, salutare, Adrian! Bun, bun. Cam asta pe Bitcoin. Hai să vedem un pic ce mai aveam pe aici. Mai aveam un grafic pe Ethereum pe care l-am scos. A fost foarte bună zona asta, dar din cauza impactului pe care îl are BTC-ul și din cauza faptului că am văzut aici un rising wedge, într-adevăr mă așteptam ca prețul să cadă un pic mai mult decât aici, sincer. Hai să vedem pe Ape. Pe Ape în continuare ne aflăm într-o zonă de cumpărare cu risc mediu. Not ok ceea ce se întâmplă. Nu văd foarte bine situația pe Ape. Dacă ar fi să ne gândim la o potențială investiție, sincer, aș prefera cel puțin pe H4 să trec de zona asta de $12, adică să îmi plece făcând un nou higher high față de previous high, da? Și în felul ăsta să-mi închidă un potențial liquidity void. Rămâne să vedem dacă va face o formațiune de liquidity void, ca apoi la retest să putem să mergem mai departe. Cam așa văd situația pe Ape. Hai să vedem cât mai este până la convenție. Mai un minut și ceva. Bun, bun. Ce am mai avut? Pe Waves, nu. Waves-ul e terminat. Ați văzut și voi, a picat stablecoin-ul, am închis tranzacțiile, că eu aveam niște tranzacții aici, le-am închis tot ieri în cadrul webinarului, am zis, bă, închideți, sau cred că la altă ieri am zis, bă, închideți tranzacțiile pe Waves, că nu. Nu, Răzvănelu, mi se pare că ne-ai avut un webinarul pe Patreon, atunci am închis tranzacțiile. Pe Solana nu ne-a atins. Ia să vedem pe ce am mai avut, că am mai avut aici câteva. Uite, un rising wedge interesant pe BNB, dar n-a scăzut foarte mult. Așa. Pe Mana atinsese, din câte văd tranzacția, să vedem și reacționează, că aici e zona de cumpărare cu risc mic. Reacția nu este fantastică. Nu este. Ia să vedem. Avem aici ceva volume. Nu e fantastică. Cred că pot să vedem, să vedem. O să se ia după BTC. Chiar o să se ia după BTC, dar BTC-ul momentan îmi dă impresia că va vrea să în continuare să retesteze 44.000. Te rog să te uiți pe Jasmine. Ne uităm mișcarea de BTC. Da, Sami, păi ieri am și zis treaba asta în cadrul webinarului. Am analizat Dixie și Aur, nu, Dixie și S&P. Așa, și au fost niște lucruri foarte, foarte mișto pe Dixie și S&P. DXY, ia să vedem. Așa. Pam. Bun. Pe Dixie, ia să vedem un pic pe daily. Închisese aici, închisese deasupra și când închide deasupra îți dă impresia că prețul va merge în sus, dar va face, bineînțeles, un retrace către următorul bloc. Dacă ar fi să considerăm asta pe daily, ne așteptăm la o reacție destul de puternică din zona asta. Dar uite ce fake out frumos a făcut pe daily. Așa, și să ne uităm și un pic pe S&P. Ieri, aseară când am avut, da, exact, era 18 și ceva, deja era în zona asta. Am zis că dacă închide, pleacă. Nu am fost la webinar. Cum, Sami, poți, trebuie să vii la webinar. Așa, să vedem că voiam să mă uit și pe S&P. S&P-ul, da,
Da, exact ce ziceam și aseară, își caută drum spre zona de 4500, foarte, foarte drăguț, a și scăzut, nu-l văd fantastic, de altfel și creează aici un pattern destul de des întâlnit, dar care nu are o șansă decât de vreo 55% să fie respectat, deci nu e ceva fantastic care să mă încânte enorm și având în vedere că blocul ăsta deja a fost testat, am tendința să cred că orderele din zona deja au fost luate și va căuta următoarele ordere potențial din zona asta. Deci dacă SP se duce în jos, atunci ne legăm și noi cu BTC-ul. Așa, bun, hai să vedem, a început conferința, nu a început, să vedem ce se întâmplă, gata. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Sunt foarte mulți oameni, sunt 2000 de oameni care așteaptă conferința asta. Foarte drăguț. Hai să mai discutăm un pic, pentru că am văzut că MicroStrategy a mai cumpărat niște Bitcoin la un preț care acum, dacă nu mă înșel, este pe minus. Pe la 45.700 au cumpărat ei încă destul de mulți Bitcoin și anume 4.167 de BTC. Said to bought another. Ok. Și au cumpărat zilele trecute. Deci această companie are o încredere formidabilă în BTC. Bineînțeles, ei merg pe long term. Au zis că nu o să mai vândă o perioadă extrem de mare de timp. Să vedem exact ce alte decizii vor lua, deși tind să cred că dacă prețul Bitcoin va scădea, în continuare ei vor acumula. Foarte mare încredere au să se joace cu sumele astea. Bine, poate pentru ei câteva miliarde. Am înțeles că dețin undeva la 8 miliarde în total sau 6 miliarde pe acolo. Unde era pe aici undeva informația, nu mai țin minte exact. Deci, probabil la sumele astea au ei în plan ceva mai avansat decât putem noi să ne imaginăm. Eu merg pe perioade mai scurte de timp, pentru că pur și simplu așa sunt eu obișnuit. A, uite, 6 miliarde. Deci ei dețin undeva la 129.218 BTC în valoare de aproximativ 6 miliarde. Wow, ce sumă! Ce sumă, 6 miliarde! Alex, aruncă-te, rog, o privire pe audio. Băi, și eu am audio și efectiv stau cu el blocat de atât de mult timp încât îmi vine să o iau razna. Eu, cum nu sunt un investitor, Binance Spot, parcă l-aveam pe aici, stai așa să văd că eram pe un alt grafic. Să-mi schimb aici Waves-ul și eram pe Load Chart Daily Trade. SPX, aici eram pe, ok, sunt pe daily trading și am audio pe undeva și pe spot, parcă audios, uite-l. N-arată, iarăși s-a dus. Deci eu cred că am audios, nu știu, de mult, de vreo 5 luni, ceva de genul ăsta. Tot așteptam, am avut oportunitatea să mi-l scot la 4 dolari, dar e bine, nici nu m-am ocupat de el, să fiu sincer. O să aibă o reacție de la 1.6. Deci el ce a făcut aici? A făcut o chestie foarte mișto, un liquidity pool. Practic aici se adună ordinele cu care cei care intenționează să miște piața într-o anumită direcție vor manipula și cel mai probabil din zona asta sunt ordere foarte, foarte multe de unde prețul va reacționa. Să sperăm că se va duce foarte, foarte, să sperăm că se va duce mai sus. Oricum, inițial, următorul target va fi clar. Aici o zonă de supply foarte drăguță, pe la 2 dolari. Cred că îți plâng Rami, bro. De ce? Ce se întâmplă? Nu se... Bă, nu ar trebui să plângă Rami, sincer. Având în vedere, am un PC destul de potent. Sau, mă rog, e laptop. Da, n-ar trebui să plângă Rami. Control Alt Delete, Task Manager. Na, e ok. 85%. Oricum am foarte multe chestii deschise. A început conferința. Hai să vedem ce zic dragii noștri de la conferință.
spam. Deci avem conferința live. Nu știu, auziți conferința sau nu auziți? Bănuiesc că ai multe deschise. Da, am foarte multe deschise. În primul rând, cum credeți voi că va afecta chestia asta? Eu, cel puțin când vine vorba de cripto, mi se pare că ne ducem într-o direcție foarte, foarte bună, și anume faptul că adopția este din ce în ce mai mare. Nu se aude, nu? Ia să vedem dacă umblu la audio. Video. Stai să văd dacă am vreo opțiune pe aici care îmi face enable și pe audio. Nu se aude, dar faci un rezumat. Băi, deocamdată bănuiesc că se prezintă invitații și ceea ce o să zică. Ce îmi place mie foarte, foarte mult este că ne ducem într-o zonă foarte mișto, și anume adopție în masă. Observ foarte multe proiecte care deja implementează blockchain în zona lor de expertiză. Chiar săptămâna trecută am făcut cunoștință cu un proiect foarte drăguț. Cred că ați văzut video-ul meu. Mie unul chiar mi-a plăcut. Adică se trece, știți, dosarele alea, știți când eram noi mici și aveam dosarele alea la medicul de familie. E, acum, pot să explic prin semne, mă simt ca un surd. Hai că ne uităm, caut o soluție, nu e o problemă, ca să se și audă. Ce voiam să zic este că există în momentul de față dosarele alea la nivel de blockchain medicale. Adică o să poți efectiv să ai acces la toată chestia asta prin blockchain. Și nu este singurul avantaj blockchain. Văd foarte multe companii care tranzitează de la mediul clasic către industria blockchain. Da, sunt jocuri, sunt pentru mine, fiind parte, imaginați-vă că noi suntem la început, adică fiind parte de făcând parte din toate lucrurile astea, mi se pare ca atunci, ca în 89. Ați văzut că în 89 foarte mulți oameni au câștigat teren față de alții pentru că s-au descurcat și pentru că au tranzitat către zona asta, zona de business era la vremea respectivă. Așa și noi. Noi suntem mai tineri, dar avem încă un 89 în 2022, părerea mea. Până una alta, hai să vedem exact ce se întâmplă. Băi, trebuie să caut o soluție să se și audă. Ia, stați așa, că imediat găsim și o soluție. Ar trebui să... Repeatedly said you can't have Bitcoin in China, 10% of the transactions happening. So to me, I think we're going to get what we want with Bitcoin. What would be confusing to me and an open question is what happens to the other coins? Are they going to be treated as tender, cash, commodity, or are they going to be treated as securities? I don't know the answer to that. I think there's a lot of complexity. Just out with it. Look internationally, right? So zooming out, we're talking about the mayors here in the U.S. Let's zoom out internationally. Obviously, we're going to have international politicians here today. El Salvador. Microfonul la boxă, da. Alex, maybe let's go to you. How do you look at the international picture as compared to the U.S. for Bitcoin? Ia, stai să vedem ce zice. Privileged background here, especially in the U.S. and these nations. If you look at El Salvador, you know what Bukele did was a very good thing, a very humanitarian thing. You're banking the bankless, you're providing them with an asset that's immune to government capture. Some big stats there, right? 60% of people
people in El Salvador by some statistics now with Bitcoin wallets. Ci 60% din oameni din Salvador deja dețin monede. Deci e foarte tare. Imaginați-vă că adopția în El Salvador este destul de mare în momentul de față și a fost făcută obligat, forțat. Deci cât de tare. Dacă, ce părere aveți? Dacă în România face adopția de Bitcoin, câți oameni ar fi în stare să aibă un portofel? La modul sincer. Eu bine, recunosc, sunt puțin mai sceptic. Nu, tind să cred că nu am avea o adopție atât de mare precum au cei din El Salvador. Păi asta încerc să aflu, că mai ascult și eu ce zic ăștia pe aici și să vedem exact cum va... Ia, de curiozitate, să vedem live. Impactează prețul? Fired over something that's like the whole institutional mentality. You don't want to be the first mover. You don't want to be the first mover because God forbid they embarrass themselves. 10% credeți, noi abia mergem la vot. Într-adevăr, va fi foarte, foarte mică. Imaginați-vă că în România undeva la 60% din populație trăiește la țară. Acum, nu vreau să fiu rău, dar și oamenii de la țară cred că dețin Bitcoin. Imagine if you could have a digital currency, a non-governmental currency that was standardized where they couldn't manipulate it. You see what I mean? And that's where we are right now. So the brilliance of where we are at this point in our lives is... Păi, Marian, nu crezi... ...pul dinaintea dampului. Marian, dar nu crezi că cei din conducerea României ar avea facilitate dacă ar... Pur și simplu, dacă ar accepta cripto ca fiind monedă? Adică nu crezi că ar avea și ei un avantaj? Sincer vorbind. Eu m-am gândit foarte des la treaba asta. Adică, ok, într-adevăr, cea mai bună formă de plată este cash-ul, dacă vrei să nu fii urmărit. Dar în același timp, dacă nu crește, scade. Dar în același timp trebuie să admitem că oricine poate primi... Hai să fim sinceri, șpagă, da? Ci că monedele stabile vor fi vor fi următoarea investiție interesantă. Vor fi Ți-ai închis short-ul de la 48? I'm not doing it and all that other stuff. So I think the government can come in and help to regulate. Bine, momentan, într-adevăr, eu cred că se va duce în jos. But I really don't want it to go into the realm of a US government digital currency. Talking about stablecoins here on the Marathon News Desk at Bitcoin Industry Day. I want to stick with concerns. So we just talked about some concerns about central bank digital currencies. Ia să vedem concerns, deci îngrijorările. Ce zic oamenii ăștia? Care sunt îngrijorările majore? Nu mă mai aud eu? Aici mi arată că încă mă
aud. Hai să vedem, nu e nicio problemă. Bun, cât timp mai zic băieții ăștia ceva? Văd că sunt discuții care nu sunt neapărat interesante, cel puțin pentru mine momentan. I think it's been a lot of fear, uncertainty and doubt. I think mainstream media wants to correlate energy usage overall. Hai să facem în felul următor. O să vă pun un link. Cine vrea să intre live cu mine să discute despre ce se întâmplă în blockchain. Deci aveți ocazia în momentul de față să intrați live. V-am pus link-ul. Haideți, vă aștept pe live să discutăm și evenimentul. Hai mă că e gratis. N-are mama că ți-ar da. Serios. Driving to my bank to visit my teller, and the bank has to be heated in the winter and cooled off in the summer, and the teller, he or she, is driving their car to the bank, and we're all emitting all of this carbon so that I can make a check deposit or get cash out of the bank. Uite, a intrat și Andrei și a intrat și trei, pare. We're eliminating all of that transactional activity. And so we have to prove that one issue that anti-Bitcoiners or anti-crypto people are preying on, because they know it's a good virtue signal. Maximul de oameni pot opt, așa că mă auziți? Da. Bun, hai cât vorbesc ăștia pe aici să ne și cunoaștem. Ce experiență ai cu cripto? Uite, a intrat și Vlad. Super! E o limită aici, să știți. Deci, dacă intrați, vorbiți sau lăsați loc altora. Păi, despre ce vrei să vorbim? Despre cripto în general. Hai să ne... Scenarii? Nu scenarii. Cum vedeți voi situația cripto în momentul de față în România? În România? Păi majoritatea lumii foarte prost educată financiar și ar fi afectat emoțional dacă ar scădea și îți dai seama că ar vinde și nu prea ar fi ok. Nu știu. Eu am avut astăzi un interviu la Antena 1 și se pare că În continuare sunt foarte mulți oameni care efectiv cad plasă acestor țepe. Deci nu înțeleg cum ți se face o propunere, că ăsta a fost și subiectul discuției, o să fie la știri diseară sau mâine seară, nu mai știu exact. Subiectul discuției era că foarte mulți oameni efectiv în continuare cred că cu investiții de $2,000, $3,000 vor câștiga profituri pasive. Deci, atenție, pasive de 20-30 mii de dolari pe lună. No, și este... Da, uite, a intrat Ionuț. Îl băgăm și pe Ionuț. Salut, Ionuț, ai ceva să ne zici? Salut. Mă ascult momentan. Hai să ne băgăm pe discuție. În mod normal, într-un bull run, e foarte greu să pierzi. Gen, dacă doar cumperi și prețul doar urcă, atunci toată lumea face bani. Numai, de exemplu, bull run-ul trece. Degeaba ai făcut bani în bull run dacă după aia, într-un bear market sau într-o scădere, tu-i pierzi.
Uite, asta e să o Andrei. Eu am vorbit cu Andrei, m-am întâlnit cu el la Timișoara. Salut. Foarte. Ce faci, Andrei? Bine, uite, stau pe acasă în timp ce doarme fimea și mă mai uit pe scalping pe 30 de minute și de la voi. Deci hai să vedeți cea mai tare fază, cea mai tare fază. Eu am plecat la Timișoara săptămâna trecută și pur și simplu am pus un story pe Instagram în care am cerut cine vrea să se vadă cu mine la Timișoara, să avem o discuție, să stăm împreună. Și Andrei a fost foarte responsiv, el a venit de la Arad, deci m-a așteptat la aeroport. Așa că, Andrei, țin să-ți mulțumesc, nu știu că am apucat să-ți mulțumesc de... Ba, dar mulțumesc și de nu știu câte ori, stai liniștit. A fost... A fost foarte tare, da, foarte, foarte tare întâlnirea. Cred că am stat de pe la 8 dimineața până pe la vreo 12 și ceva cu toată lumea. Acolo au fost mai multe persoane. A fost și amicul tău, am uitat cum îl cheamă, sincer. Da, a fost și așa și a fost și... Deci intenționez să mai fac chestii de genul ăsta. Să ne plimbăm prin diverse țări și țări, doamne, prin diverse orașe și să ne întâlnim cu oamenii. Mi-l iau pe Răzvănelul de ureche și o să mergem așa, să vă vizităm pe toți. Și cred că o să începem cu Clujul, pentru că am deja o discuție deschisă la Cluj și o să fie foarte frumos din perspectiva mea. Să vedem ce mai zic băieții ăștia. Da, ar fi bine Clujul. Nu? No? La Cluj am înțeles că sunt comunități foarte mari. Da, sunt comunități mari în ceea ce privește cripto, dar au început să se facă comunitățile în ultimele, 6-8 luni. Deci, au luat amploare. Foarte tare. Oricum, bine, bănuiesc... Multă lume pe Forex. Comunitățile cam cele mai mari sunt pe Forex. Pe cripto, nu prea. Nu știu, cel puțin nu prea am văzut și găsi comunități. Da, comunitățile clasice sunt pe Forex, aia cu o vechime vastă în domeniu. 30 de ani sunt majoritatea în cripto. Te referi în Cluj sau unde? Nu. Din ce cunosc eu în țară, în general. Uite, mă întreabă Marius pe când la Cluj. Marius, undeva luna viitoare o să avem un eveniment la Cluj. Bine, hai că am zis-o, dacă tot o să avem un eveniment la Cluj, foarte, foarte drăguț. O să avem întrunire, acum stabilim detaliile pentru că intenționez să iau o dita mai camera de cameră, mă rog, cum îi zice, un amfiteatru de la un hotel și să facem acolo. Mișto, dar să vezi că noi ne mișcăm mai repede în Arad decât ăștia din Cluj. Ne strângem mai mulți. Ai discuții deja cu vreun hotel anume? Nu momentan. Am discuții cu o persoană care îmi organizează chestiile astea. Pentru că efectiv nu pot, chiar nu-mi permite timpul să mă organizez. Eu te-aș sfătui să încerci și amfiteatrele de la facultăți, mai ales de la FSEGA, de la economic. Eu zic că iese mult mai cost eficient și îi dotat super, super. Deci cu tehnică de ultimă generație. Am înțeles. Nu-i chiar în centru, e lângă Julius Mall. Dar ce mai știu tu pe cineva la facultate acolo, că mă gândesc să intre el așa, e mai greu dacă nu știi pe cineva. Stai liniștit, că mi-e destul de ușor. Păi facem rost de un contact de la FSEGA, nu e o problemă, că doar mustață decanul îi de seamă cu bine, are vreo 37-38 de ani, deci rezolvăm cumva dacă e cazul. Ia să vedem despre ce discută oamenii ăștia. Încerc să-mi dau seama acum aia. Vor să dubleze prețul Bitcoinului până mâine. Mă așteptam să aibă impact mai mare. Totuși 2200 de oameni care se uită. Băi, e o întreagă industrie cripto. De ce s-ar uita doar 2200?
E vorbim de worldwide. Totuși. E de-abia 9 dimineața, cred că. Cred că din cauza că nu e na, economic. Deci ce zic oamenii ăștia este că o foarte mare parte din retail deja a început să adopte BTC-ul și întrebau de ce ar putea transmite, de fapt ce ar putea trimite restul populației către zona de blockchain și mai ales când o să avem nume mari, gen Apple. Apple în zona de blockchain. Eu cred că toți lucrează la astfel de proiecte, dar... Și eu îmi dă impresia, sunt foarte multe companii care sunt sigur că lucrează în secret la proiecte blockchain. Inclusiv metaversul Meta, mă rog, al lui Facebook. Acolo o să fie o întreagă industrie blockchain. Și cred că momentan încă, având în vedere că e o piață mare, dar nu reprezintă marea majoritate a capitalului, încă nu sunt interesat să facă implementări din punctul ăsta de vedere, că ei piața oricum o au pe cei care au fiat sau... Momentan. Unnecessary distinction about spot trading versus futures trading, and I think it's going to put an enormous amount of pressure on the regulators. I think you're going to get a cash ETF done sometime this year, and that will open the floodgate. And Q's going to be calling me popping champagne somewhere in LA, and I'm going to tell him, yeah, see, that's going to happen. Yes, I'm curious, unde era asta, ETF-ul. ETF. Understanding Bitcoin, this asset is immune to government capture. I mean, people should know that that doesn't affect their ability to transact peer-to-peer and participate in the network. Anyone with an internet connection can use Bitcoin. Taxes. If we have to pay taxes to transact and use our Bitcoin on too often of a basis, in order to transact, at a certain point of transaction, volume of Bitcoin is going to have to play a big effect into how what the price is and how it's being used on a day-to-day basis. As Anthony said, we are about 2 million Bitcoin away from being completely gone. Apropo, ce părere aveți iar sângerează alții? Păi oricum era clar că se va întâmpla asta, serios. Apple n-are nicio treabă, e-gold-ul s-a dus în jos. Mă întreba cineva pe Discord de e-gold. Da, a picat, am avut un short bun pe el. Acțiunile americane au scăzut vertiginoase ca urmare a faptului că un guvernator al rezervei a avertizat că banca centrală și ar putea înăsprimi mai mult politica monetară pentru a ține inflația sub control, care a pierdut 10 luni după ce a înregistrat volumul lunar dezamăgitoare. Moderna a scăzut cu 6,4% cea vaccinului sau COVID. În altă ordine de idei, Nasdaq a scăzut cu 2,26%. Micrology a avut o parte pozitivă, crozerea că înregistrat rezerva va da publicăți procesul verbal la ședinței FOMC în luna martie. FOMC, auzi la mine, FOMC. Pentru despre viitoarele câștiguri. E clar că creșterea asta din perspectiva mea a fost accelerată și apropo, tot am avut discuția asta de breakere și vis-a-vis de metodologia mea de tranzacționare și în cazul ăsta teoria mea spune că înainte de o potențială creștere, ok, vorbim pe daily, spre exemplu de e-gold, da? E-gold, dacă vorbim pe daily, am avut un high
aici, mă rog, high-ul ăsta era în zona asta aici, dar asta chiar a fost nesimțit. Dar dacă nu luăm în considerare mizeria asta care s-a făcut aici, ăsta era ultimul high, a creat un higher high, bun, n-a închis peste, asta e, dar e clar că există potențial de creștere odată ce a depășit fostul high. Și atunci eu prefer să cred că se va duce în zona de breaker. De fapt, 4 zile. Conferința ține 3 zile până... Păi oricum o să țin update vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat la conferință. Am vrut să atrag atenția cu live-ul de astăzi că s-ar putea să vedem interesante în funcție de ce se întâmplă aici, clar. Deci dacă discutăm despre orice monedă, în momentul de față, orice, chestia asta e valabilă la toate. Dacă ne uităm pe daily, o să observăm faptul că a fost o plecare foarte directă din Liviu T. Uite, Liviu T este de la mine din comunitate. Salutare, Liviu! Mă auzi? Liviule, nu mă aude. Păi vorbește! Deschide microfonul. Așa, hai să vedem. Din perspectiva mea, orice te aud, dar nu pot deschide nimic. Vezi că ai un buton cu microfonul jos acolo, probabil e pe mut. Când ajungi la Londra? Am fost la Londra în noiembrie. În noiembrie și nu știu când mai ajung în curs, sincer. Nu prea m-am treabă acolo, am avut treabă. Dar să vedem ce ne rezervă viitorul. Mai vreau să mă duc un pic pe la London School of Think, că am acolo niște chestii de făcut și când o fi să mă duc, vă anunț, vă dați seama. Bun, din perspectiva mea, atunci când discutăm despre Bitcoin, parcă prea plecat nebunul, așa, știi? Și mă aștept aici să fie niște ordine lăsate și să vină să le ia. De asemenea, observ pattern-ul ăsta pe destul de multe monede. Chiar pe destul de multe monede dacă judecăm pe daily. PTH iarăși a plecat fără să retesteze breaker-ul. Acum, teoria mea spune că întotdeauna se întoarce la retest de breaker. Deci întotdeauna. Spre exemplu, când a fost aici și a coborât mai jos și a făcut bearish block după un daily bullish, acesta s-a transformat în daily bullish breaker și a venit să-și ia ordine. Deci întotdeauna a făcut lower low, a venit să-și ia ordinele. Teoria asta o vedeți de asemenea și unde? Aici, când a făcut breaker. A făcut breaker, iarăși vine. Aici a făcut breaker, pe aia prețul iarăși vine. Bine, vine mai devreme, mai târziu, dar întotdeauna vine. E o chestie pe care eu m-am obișnuit. Aici, iarăși, făcuse breaker, iarăși. Deci a făcut breaker, a plecat. Aici a fost o chestie foarte interesantă. Am avut eu o discuție cu Chifoi la un moment dat și mă sunase Chifoi și îmi zicea, vezi mă că a plecat, că bine, oricum eu cumpărasem de pe la, nu mai știu, că era vorba de BTC. Cumpărasem pe la ceva de genul 33.500, 33.700, ceva pe acolo, nu mai știu exact de unde am cumpărat. Dar discuția pe care am avut-o cu Chifoi a fost că, bă, uite că s-a dus BTC-ul, că degeaba l-a așteptat tu să vină la retest și nu știu ce. Și eu zic, stai mă liniștit, mă, că vine înapoi, mă. Stai liniștit, ce a venit înapoi la breaker. Daily bearish breaker. Deci, teoria mea e confirmată în vreo 70% din cazuri, știi? Și atunci, dacă ai vreo 70% posibilitate să se întâmple asta, aș tinde să cred că s-ar putea să avem din nou acest lucru. Student, model Liviu T. Da, Liviu T e un tip foarte, foarte deștept, foarte smart din comunitatea mea, care a reușit într-o perioadă foarte scurtă să ajungă profitabil. Și așa că felicitările mele, Liviu, am văzut și trade-urile pe care le dai pe Discord. Tati, sunt foarte tari, se cunoaște că îți place, că îți, nu știu, chestia asta e pentru tine. Și ai avansat extrem de repede, chiar foarte, foarte repede comparativ cu alte persoane pe care le știu.
Să vedem face mizeria asta. Mă plictisesc și mă apuc de scalping dacă văd ceva interesant. Hopa! Hai că ăsta e interesant. E un bearish flag, nu? E mai consolidare de tip triangle și poate face parte din cele patru mișcări fundamentale, adică expansion, retracement, continuity. Fie în jos, fie în sus. Momentan, când vine vorba de consolidările de tip triangle, tind să cred că șansele de a pleca într-o parte sau în alta sunt de 50-50% și atunci nu prefer să nu iau expansion-ul, pentru că ai putea să mergi pe o zonă de breakout, știi? Dacă iei la breakout, atunci am observat că chiar se pot întâmpla alte lucruri. De exemplu, pleacă în sus. Tu ai luat aici la breakout sperând că ți ajunge în zona asta, da? Prețul nu se duce decât până aici. Și atunci când se duce până în zona asta și pleacă înapoi în jos, ok, ai posibilitatea să ieși pe zero. Da, chiar ai posibilitatea să ieși pe zero. Dar în cazul ăla poate să-ți facă o chestie de genul ăsta și atunci vorbim de un bearish flag, parallel pattern, și atunci poate să-ți facă un bearish flag și dacă îți face un bearish flag, mai probabil să ți se ducă în jos. Așa că speranțele tale sunt deșarte. Din cauza asta, eu prefer să văd până în expansion și dacă se duce până în zona asta în expansion, spre exemplu, aștept căderea și mă duc cu continuitatea. Okay. Asta nu mă grăbesc nicăieri. Putem să ne uităm pe BTC, să vă lăsăm aici. Între timp, mai vorbesc mult oamenii ăștia sau avem și noi un invitat? Exact, smash the subscribe button. Uite, are dreptate. Dacă vă... Mam, smash subscribe button. Să audă un sunet de la cineva. Să audă un sunet de la cineva. Liviu. La Liviu. La Liviu. Da, glume de americani. Cel mai rău lucru la Bitcoin e că e portocaliu. What the fuck? Bă, ați luat-o razna. Despre întâlnirea cu membrii Patreon din weekend la București. Ai conturat ceva? Vorbim pe Discord mai târziu. Băi, n-am conturat nimic, dar aș vrea, cred că ne întâlnim la Berăria H. Cred. Că tot e loc pentru toată lumea. Facem și un pool acolo pe Discord. Apropo, cine vrea să iasă la întâlnire cu membrii comunității, vă invităm pe Discord să facem un pool cu toții și să vedem câți oameni poate să vină și apoi facem repede o programare. Nu e problemă. Dar undeva unde să avem și loc. Bănuiesc că o să fim peste 10, 20, 30 de oameni. Eu știu, ce puțin în București, așa zic. Între timp, dacă aveți întrebări, dragilor, hai să vedem, hai să facem și niște analize. Dacă aveți întrebări, puneți acolo și discutăm. Cât mai ascult eu la ăștia, să văd ce e mai interesant. Că până acum nu mi se pare nimic interesant. Prețul e ok. Inflația în America 7,9%. Eu cred că noi depășim. Lejereanu. Nu știu de voi, dar v-ați uitat recent la prețuri? Ei, nașpa rău de toate. Poate, nu știu, din punctul meu de vedere, inflația e 20% în România.
Dacă e să iei tot. Crezi că am ajuns la 20%? Real, da. De ce se vorbea? Eu am observat un lucru. În cazul meu, am ajuns să dau o grămadă de bani pe motorină, deși eu nu mă duc la muncă, știi? Adică, în general, chestii de nimic costă foarte mult. Se adună chestiile alea de nimic și după aceea zici, băi, pe ce am dat banii? Cumpărare pe Teta. Foarte drăguț. Stai așa că mă uit imediat pe Weekly. Eu am observat că am început să dau la... am început să dau pe motorină. Băi, aveam zile când efectiv, îți jur, mă duceam doar la cafea. Deci... Să ajung să dai cred că plăteam 100 de lei pe zi. Bă, 100 de lei pe zi pe motorină doar ca să să mă duc la cafea și înapoi. Deci nu făceam nimic de banii aia teoretic. Aici a fost o consolidare foarte drăguță. Da, către zona asta așa. Așa, hai să ne uităm un pic pe daily. Daily, bearish breaker, îi luăm așa ușor. Daily bullish. Iarăși daily bullish breaker aici. Daily bullish. Daily bearish. Ce zice? Arată-le și tu la oameni Harmony Gartley pattern-ul. Nu știu, tati, ți-ar da mama dacă... Nu, stai, cum era aia, mă? Ți-ar da bunica, dar n-are. Eu știu despre ce vorbește. Da, nu, eu este... tranzacționez clasic, tati, nu vreau să mă complic. Da. Este dacă... de ce un W care deja s-a confirmat o zonă pe Gartley și cam prin 49-50 de mii ar fi ultimul target și de acolo ar trebui să cadă dacă e să respecte acel pattern. Zici tu la 49? Nu știu exact, din amintiri că l-am făcut, l-am văzut și eu de acum o săptămână parcă, nu mai știu exact. Dacă vrei să ne arăți tu, Alin? Ai link-ul mai sus, dă-i click, join. 49, eu n-am nimic. Nu mă bazez foarte mult pe zone de-astea, pe zone, doamne, pe pattern-uri. Adică pentru mine pattern-urile sunt mai mult de confirmări. Mă interesează zonele de unde au plecat banii. Practic atunci când tranzacționăm blocuri, sunt efectiv unde pleacă banii și unde ies banii. Mă refer ăia instituțional, nu cei 2000 de dolari noi. Așa. Pam, 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 pam. Daily bullish. Ia stai să vedem pe H4. Deci a zis cineva de Teta și la Teta în primul rând că mă aștept să-mi atingă zona asta aici de fost supply. Așa, aici. Fost supply actualmente demand. Din păcate, momentan pe H4 este foarte, foarte bearish. Va trece în zona de bullish pe H4 dacă va depăși H4 bearish. Dacă va depăși zona asta. Altfel, mă aștept să-mi vină să-mi retesteze aici în 3.26, de unde va fi o zonă cu risc mediu de cumpărare. Așa. Și în al doilea rând mai există o zonă cu risc scăzut de cumpărare, pentru că și dacă vine și ne face un wick, de acolo rejectează sigur.
În general, eu îmi las și, mă rog, i-am învățat pe cei care sunt la mine pe Discord că e mai ok să-și lase ordere în zone de genul ăsta, pe blocks. Ca și la conferința FED, gargară timp de o oră și pe urmă spune că se măresc ratele de dobândă 0,5%. Dar era de așteptat. Era de așteptat să se mărească. Asta aștept. Dacă discutăm despre termen foarte mare de tranzacționare, ia să vedem. Ar avea, uite, ar avea o șansă chiar foarte drăguță zona asta de cumpărare să plece mai departe. Așa că pe termen lung merită să o așteptăm. Pe daily mă refer. Not only the largest Bitcoin conference in the world. Hopa! Yeah. Today is really our industry day, where we have a smaller, more intimate audience and a high-quality professional content for you to engage with, digest, learn from. Ce mi s-a părut amuzant e că zice high-quality traders sau ceva de genul ăsta. Imaginați dacă se uită Narcis Teodorescu acum. There's no better place to be. We've got a packed day ahead, but first I want to give some thank yous. Thank yous to our team, to all the people who have worked to bring you what you guys are seeing today, and a very gracious thank you to our hosts here in Miami. So I wanted to welcome three people without whom this event could not have happened. Mayor Levine, Mayor Gelbert, and Mayor Suarez, and ask them to join me up here on stage. Stai așa că aveam o secundă. Thank you for being here. Bum, bum, bum. Good morning, everyone. Welcome back. How many were with us at Mana in Wynwood last year? Nebuno, stai cu minte. How many? We were there. It brings me great joy to be with you. With the bull in front. Very cool, very cool. So many familiar faces, people from all over the world with us here in Miami Beach. So, yay. Incredible. So, I'm county mayor. We have 34 great cities, two of them represented by the great mayors behind me. We'll hear from them in just a minute. But we are all standing together. We're standing together because we want to embrace global innovators. We embrace you. We stand before you to talk about how we can bring technology, especially blockchain, and how it can drive real change to help create a better community. Help create better community for everyone. Equity. That's what we're here for. And Miami-Dade County, perfect place for this conference. We're diverse, unlike any other. That's a big part of why people come here to visit and then stay here. We're a county of immigrants, a county of entrepreneurs, hard workers seeking their slice of the American dream. Hard workers seeking muncitori care își caută visul american. Băi, în America 40% taxa, ține nebunii la cap. Mai degrabă sunt americanii care pleacă în Portugalia. Nu știu dacă știți de familia aia de cripto care a plecat în Portugalia. Our resolve has been fueled by all of you who come here, bring your ideas, bring your hopes, dreams, and aspirations, and it has fueled our meteoric rise. We are the most recovered economy in the country today. Yes, we are. We are one of the fastest growing, you all know that, tech hubs in the world, thanks to my partners here, and thousands of companies have launched here
in just the last 24 months. So the pandemic has been our reward. We have benefited from this terrible time and coming out of it all the more so. So these enterprises that have come here, like our residents, have one common goal, and that is opportunity. We are the opportunity community. Bă, mi se pare mie să ai un speech de la social, așa, știi? Bitcoin de propagandă, nu știu cum să-i zic. Gen, noi suntem, noi facem, noi dregem. Intră Bitcoin, sufletul în tine. Ca înainte de alegeri. Exact. Ca la alegeri, da. So all around you, we see pioneers, we see risk takers, futuristic thinkers who are leading the way. Futuristic thinkers. Right there with you. Da, mă, da, sunt oameni într-adevăr care au făcut inovații, e adevărat. Da, hai să dăm și pe aia dreaptă. Oamenii stă aici ca să facă bani, tati, nu? We're exploring green solutions to crypto mining, we're developing spaces for crypto R&D, and we're studying ways to integrate blockchain technology into our everyday operations. And I'm particularly proud of the work that our county has done with Crypto Task Force, laying the groundwork to educate more of our residents. Băi, nici mie nu mi se pare a fi vreo cunoscătoare, adică mă aștept să zic ceva concret, ceva care să... Țara noastră și mândria Ceaușescu, exact. Păi Cezar, cine nu e la ciupeală, mă? Pă bune, sunt metode de a face bani. Uite, a intrat Liviu din nou. Da, da, știu de pe comunitate. E bun, mă, Liviu. Eu sunt și eu acolo pe Patreon. Da? Super. Pune să pui mâna și înveți să recuperi. Împărat lecțiile de dinainte. At the opportunities that are created here. So I look forward to exciting new innovations in the Bitcoin space that are going to be born here today and into the future. And after speaking here this week, I'm confident that if you have not yet moved here, you soon will. So thank you very much, everyone. Welcome. And it is now my great pleasure to hand over the podium to a dear friend, the host of your city for this conference, the inimitable hostul basketball star, Mayor Dan Gelber, Miami Beach. All right. Thank you. Bă, deci asta mi se pare exact cum a fost a fost o conferință în Dubai, a celor de la TalkHit. Adică la TalkHit, la conferința aia, au adus efectiv toți influencerii care n-au nicio treabă cu cripto. Îți jur. Deci erau influenceri de copii și lucruri de genul ăsta și după aia se așteptau să aibă rezultate pe domeniul blockchain, știi? Deci cam așa văd eu aici situația în care l-a adus pe basketbalistul de la Miami să vorbească despre blockchain. That's Mayor Suarez, by the way. Bă, no offense, dar sunt o grămadă de oameni, sunt o grămadă de americani care meritau să prezinte treaba asta. I was working my way trying to get a car. I was an usher in this convention center. And I worked here after school and on weekends, and I was a ticket taker, and I took people to their seats. The only thing that really showed up here, really were only two things, professional wrestling and boxing. That's what took place in our convention center when I was a young man and I was a kid. Today, it's a little bit different. When Art Basel comes here, we are the center of the art world for a week. Later this month, Emerge will have its event here. We'll be the center of the innovation world during Emerge Americas. Next primarul month, din Miami are treabă cu cripto? Will be hosting ce treabă să aibă? Festival. Poate doar să fie investitor and pasiv sau chestii de genul. Right here. And we'll be the center of the climate activist world for a week. We're even the center of the foodie world when the South Beach Food and Wine Festival comes here. And this week, center of the Bitcoin world with Bitcoin 2022. Mie mi se pare foarte funny că ei zic că we are center of the Bitcoin world. 2700 de oameni se uită la ei. De care și eu. This isn't a moment, it's a movement.
people are coming to our city. They are coming to our community. They're coming to Miami. They're coming to Miami-Dade County. And why they are coming here, I think, has become pretty obvious. It's the same reason why people seeking to escape autocratic regimes jump on rafts and brave the seas to come to the shores of South Florida. They come here for the promise of opportunity, of entrepreneurship, of prosperity, of freedom. That is why people come here. We are a place, and I believe this, where anything can happen. I can't imagine there's another community that has more first-gen students going through a higher ed system than we do here in South Florida. I can't imagine a place more approaching, wanting to have you here every single day. We have a booth. My city has a booth, booth 463. Please go to it and learn all the ways you can join. Ce avem aici? Un bloc cu H4 sau ce avem? Miami Beach and the Miami and the Dade County experience. We want you in our city, not just for a day, not just for a week. We want you here for a lifetime because our city, our community doesn't put people in boxes. We give you the ability to do whatever you think you can. That's what this city, that's what this community wants to do, and that's what we're going to do. Now, bă, dar ce urăsc speech-urile astea așa care efectiv n-au nicio treabă. But I can tell you something. Mayor Suarez and I really believe that the best thing to do is to help people rise and to help businesses rise. About an hour ago, Mayor Suarez and I were on a Zoom together with the mayor of Odessa, Ukraine, Mayor Trukhanov. And that city is being shelled right now. But we took a moment to ask that mayor and his senior staff if the cities Miami and Miami Beach could become sister cities to the city of Odessa. And I listened to Mayor Suarez on the Zoom, and his pitch was very simple. While we're a port city, while we love culture, while we love architecture, while we have those similarities, at the end of the day, what our cities really believe in is the freedom of people to not have to be persecuted, but to do what they want to do, the freedom of self-determination. So I will just tell you this one. A day, acum, da. A week, or a lifetime. Am făcut armă, Nicola, dacă vreți să-l vedeți. We want you to have a great time. Și... We want you to do good things and have a good time. Cine? Harmonicul despre care vorbea cineva. Ce targeturi are. Acum a ajuns la un target și de aici poate să cadă. Și ce zone are pentru... Da? Da. Păi dă-i un share screen, ia. Ia acum, stai așa. Da, lui Bitcoin nu prea-i place de această... Ia. Ok. Și asta e dacă se oprește aici, dacă urcă până în 52.000 unde mai are un target, atunci na, se face alt scenariu, se ia iarăși din C în D și e 0618 și 1272. Asta ar fi na, un scenariu. În spaniol they say am înțeles. Mie mi se par destul de dubioase. Da, no, ești scenarii după care te poți lua și poți să afli confluențe. And so I also want to thank Paxville because Paxville provided 500 free tickets to the Bitcoin conference to our community. So let's put our hands together for Paxville, please. Pam, 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 hai să vedem ce mai avem. Pe Bitcoin ce aștept? Aștept să-mi treacă de Liquidity Void. I thought about it a lot and the first thing I did was I woke up this morning and I realized, what am I getting to wear? So I decided to go all in black so that nothing about me was the script except for one thing. This. Ce are mă, și-a luat papuși? Sau ce zice? By the way, they're pretty comfortable. Și-a luat papuci, omul. Și-a luat din Bitcoin papuci, mă. The second thing that I thought about is I've gotten a reputation in these speeches for saying some things that are provocative, some things that keep me on the cutting edge of being the most Bitcoin friendly mayor on the planet. So I thought to myself, how do I top what I've already done? I mean, I already get paid in Bitcoin.
My employees can get paid. BTC dumping, zic ăștia. You know, I was the first one to have the laser eyes. We were the first one to put Satoshi's white paper on our website. You know, in the United States, second one in the world. Foarte multă, foarte multă populație în continuare merge pe dump pe Bitcoin. Deci, cu toți zic să se întâmple invers. Da. Double bottom s-a făcut aici în momentul de față. La double bottom are potențial să crească, știi, nu ne. But no, what I thought is I need to articulate a vision. I need to articulate a vision for the country that I was born in, the city that I was born in, being the first Miami-born mayor in the history of my city, in 125-year history. I need to articulate a vision for this country. Partea nașpa când faci scalping este că efectiv trebuie să stai în fața calculatorului, îți jur. Vision for Bitcoin America 2024. It has three points. I'm Catholic, so everything is. Definește strategia pentru scalping. First is we need to. Păi, dacă nu ai de asta, cum îi zice, dacă n-ai intrare, ce faci? Nu intri, atunci ai păcănea. Păi, da, yes, zic. The next president of the United States has to be pro Bitcoin candidate. Asta e cel mai nasol lucru, că trebuie să aștepți. Trebuie să aștepți. Da, uite, mie asta nu-mi place când fac scalping, că efectiv stai și aștept, stai. Uite ce s-ar fi întâmplat dacă intram la breakout, vezi? Aici. It should never agree on anything with Russia and China when it comes to Bitcoin. De asta întotdeauna zic, nu te grăbi, tate, nu te grăbi că nu pleacă nicăieri. Is we need to integrate Bitcoin into every aspect of our society, every part of the fabric of our society. We need to make sure that you can go into a convenience store and buy a Snickers with a Satoshi. Sigur, o să cumpărăm noi Snickers cu Satoshi. Ah, mă, știi care e chestia, frate, că deja foarte mulți oameni trag către implementarea de blockchain, pe blockchain, știi? Dar niciunul n-ar tu acum, în momentul de față, zi sincer, ai da? Dacă ai da un Bitcoin să-ți cumperi un Snickers sau orice altceva? Trebuie să fie Bitcoin foarte ieftin. Da, aia zic, asta e realitatea, că mulți oameni se duc către zona de speculă și investiție. O dau pe NFT-uri deja, chestii micuțe care costă foarte mult. Nu prea au valoare. Cu tablourile și astea, colecțiile respective, sute de milioane, zeci de milioane de dolari și ce nu știu ce folosau. A, bine, ce folosau. Oricum, piața de NFT-uri a scăzut foarte, foarte mult în ultima perioadă. Am avut o discuție cu ăștia, mă, de la platforma aia românească, cum le ziceam. Maiar? Ce? Maiar, oare? Celor de la Elrond? Știu că și au fost avute de la Trust Market. De la Trust Market. Da, am avut o discuție cu cei de la Trust Market săptămâna trecută, care au confirmat același lucru. Au fost o grămadă de proiecte fail, adică floor price-ul de la Subcarpați este praf acum. Nu, nu mai hype cum a fost înainte și de asta. Păi da. Floor price-ul de la Năfătescu ăla, iarăși, s-a dus în jos. Năfătescu ajunsese să-și cumpere între ei, că oricum, dacă te uiți, dacă urmărești tranzacțiile, vezi că e același portofel care cumpără. Când o să ne luăm Snickers cu crypto, BTC va fi stablecoin. Păi asta e... Against democracy is division. Nu o să dăm, frate, nu o să dăm niciodată. Eu nu cred că o să ia oamenii din perspectiva asta de investiție, de speculă și o să se îndrepte către usage. Like usage, utilizare reală a criptomonedelor în tot ceea ce înseamnă cum achiziții. Nu o să-ți convină. Păi să-ți dai cu pumnii în cap, că tu cumperi. Știi când o să-ți convină pe o mașină, dau un exemplu, un BTC și după aia se duce BTC-ul la 20.000.
Și tu zici, bulan, bă, că am cumpărat, uite ce mașină am cumpărat cu 20.000, știi? Eu dețin sub Carpați OG și nu mă interesează floor price-ul. Tu probabil, exact, asta vreau să zic. Tu, Daniel, probabil l-ai cumpărat pentru, într-adevăr, reala lui utilizare. Dar câte persoane, stai mă să închid asta, că deja mă enervează. Da, acolo câte e persoane? Și un fel de donație la Subcarpați pentru ceea ce ei vor să facă. Mie proiectul mi-a plăcut, am înțeles că vor să facă un centru cultural, nu? Nu, sper exact. Că nu greșesc. Da, da. Bun. Foarte ok, frate. Foarte ok în România. Dacă ei și reușesc să facă acest centru cultural, tot respectul meu și al probabil celor care dețin NFT-uri Subcarpați. Adică nu doar să vină cu promisiunea, știi? Să zică, bă, facem centru cultural sau să-l facă Alandala sau facă să-l lase acolo. Iarăși nu e ok. Pentru că un centru cultural are nevoie de management, are nevoie de investiții ulterioare, are nevoie de bani de întreținere până când începe el să producă și așa mai departe. Deci sunt multe. Mi se pare că e destul de complicat să faci așa ceva. Eu sunt fanul NFT-urilor cu utilizare. Da. Cu, mă rog, folosință off-chain. Am un prieten cu care lansăm și o platformă în viitorul apropiat, în care avem niște NFT-uri cu utilizare on-chain. Adică cumva niște NFT-uri puse la staking, care din staking-ul respectiv, nu știu să vă dau extrem de multe detalii, el se ocupă de partea de DeFi, este un expert în tot ceea ce înseamnă DeFi și practic cu acele NFT-uri duc bani în continuu, știi? Bine, nu vă gândiți că sume mari. Whatever, îți produc un 2%, 3% pe zi, dar bă, ăla e utilitate on-chain. Știi? Nici nu se pune problema, o să ducă la bun sfârșit 100%. Sincer, și eu am încredere în ei, pentru că nu cred că Subcarpați e tipul de, sau Bin nu e genul de om care efectiv și-ar băga picioarele într-un proiect și l-ar durea la banană și ar zice, bă, v-am luat banii și whatever. Nu știu, au făcut vreo 1,8 milioane de dolari sau ceva de genul. Artă digitală. Nu, la fel ca și criptomonedele sunt folosite în speculă și în primul rând asta e problema, frate, că s-au lăsat foarte multe proiecte pe speculă. Știi? Adică oricine puteți să cumperi 500 de NFT-uri și să speculezi prețul. Dar am înțeles că cei de la Trust Market recomandă ceva să se blocheze NFT-urile o perioadă de timp sau lucruri de genul ăsta, prin care să se mai evite dumpingul și specula, care oricum specula asta. E clar că dacă tu ai băgat 20.000 de dolari, 30.000 de dolari în NFT-uri și scad prețul, să vrei să scapi de ele cât mai repede. Ia să vedem ce zice moșul ăsta. And at Fortress, because we were kind of a real asset company, my partners and I all decided this would be on our PAs, private. We wouldn't talk about this publicly. And partly because I can't stop talking, I was at a small conference and someone asked me about frontier currencies, emerging markets. Deci Grayscale Investment adaugă AVAX, Polkadot și Cosmos. You got to buy Bitcoin. And that next day I was on the cover of the Financial Times. The only time I was on the cover of the Financial Times about, you know, Fortress's Novogratz endorsing Bitcoin going to 1,000. And since then I've been asked to speak over and over and so. Băi, unor mă întreb dacă știrile astea chiar sunt pentru food sau pentru. Voi vedeți asta zonă de cumpărare? So if we go from what really was maybe this. În cel mai rău caz asta. It's kind of the chaos hedge, maybe it's an inflation hedge, whatever was the thought process in 2012-2013. To today we see major institutions starting to adopt it. We have public companies putting it on their balance sheet. We have a nation state that's purchasing Bitcoin. What is the kind of sentiment among the non-retail audience at the moment? Is it Bitcoin has transitioned from a contrarian trade to a consensus one? Is it an inflation hedge? Like, why is there so much more interest today than there was maybe even just 2 years ago? Pentru că speculă, tati, pentru că speculă, ce atât de greu? Toată lumea vrea să îmbogățească, toți vor Lambo.
came out of a breakdown in trust, right? I don't trust authority. I don't trust the central bank. I don't trust the government. I don't trust the bank. And ever since then, we've been in a bear market in trust. Just surf the internet, watch cable news, right? Look at the foreign minister of China who just said, hey, we're not sure we can trust the US dollar. Russian, the dollar is no longer a risk-free asset. And so as we see trust break down, the intellectual case for Bitcoin makes more and more sense. The other piece that's, I think, you've got to hold in context is it started off as an experiment. And it's a miracle in lots of ways. Bitcoin is probably the best brand ever created in the shortest amount of time. If you think about, we're 13 years old, we've got a $1 trillion brand that everybody in the world knows. Like, that's hard to do, and it's done without a CEO. It's done by people in every country and every village. Da, mai probabil să plecem jos de aici. Done by guys like you getting on your podcast and on aștept o confirmare. Gen să se ducă sub zona asta. Breakout velocity. And we can see that because sovereign wealth funds are buying it now. Institutions are buying it. They're buying it for the same reason that individuals bought it 6 years ago, 5 years ago. Half the people in the audience. Stai, eu căutam altceva, căutam FTM-ul. They see an increasing possibility that populism will debase their currencies. And so when I look at Russia or Turkey, where there was horrible stewardship of the financial economy, Bitcoin use goes up. Right, you know, people want to. People have a God-given right, right? It's sigur, a human phantom right pump. To their labor. Tot pump-ul din lume. A really interesting way to store the fruits of your labor. You mentioned sovereign wealth funds, and I think a lot of folks have been paying attention to what El Salvador is doing. There's plenty of rumors about other countries. Până aici se oprește în 31 momentan. Well, you know, El Salvador, you know, I have mixed emotions in some way. Salutare Bogdan. What I think is important is the ethos of permissionless. Like that anybody can join, I don't force you to join. Pică. Nebunie face. So cool. It's now a nation state of 140 million people. That's the eighth largest country on earth. Think about that. And that's people from all over saying, I want to join. And so when you make it legal tender, you're forcing people to use it. That cuts the cost, cuts against, I think, the ethos. I know people will disagree with me on that, and it's good for adoption, but I don't buy into that side. Nu vă luați după mine, sau dacă vă luați, puneți risc mic. Sovereign wealth funds saying, hey, part of my reserves, right? It used to be the dollar and the euro and gold. You're going to see a new bucket of reserves across the world. The dollar will still be part of it, but it'll be a lesser part. E un bloc pe 4 ore mare la 44-400 ceva, nu? Încă nu așa. Unde? And it's mostly starting. 44-40. Mă, dar ce volatilitate să moară Jacksona. When you think about mining, we've seen Exxon. Da, ăsta trebuie să-l iei cu volum foarte, foarte mic, că e de joacă așa. De ce eram pe Ape? Tu-s ceapa ta. I think people that have excess power in their grid will look towards Bitcoin. If the electricity is cheap, I do worry a little bit, and I fight back and forth. We have a big mining business at Galaxy. It's run by a woman, Amanda Fabiano, and I'm proud to say we're half women in our mining business because I love the idea of them in their hard hats. And we debate all the time where hash rate's going. I see. Nici n-am apucat să pun order. Uite, de asta urăsc eu 5 minutele. Wyoming, and I run in there, and two of the guys are from Texas, and they're doing mining, and I'm like, really? And so I worry. I think it's great for the ecosystem. Măcar să-mi las deschis BTC-ul. But we'll see. She's been righter than I have so far. You're worried that it's going to go up too fast? I think there's a lot. Salut. Ce time frame? Mai răspunde și la întrebări. Salut. Ce time frame recomandați pentru order block? Eu personal tranzacționez H4.
scade că e deschisă piața la Londra. La Londra? Bine, e deschisă, dar acum intră New York cu tati la ora asta. Dixie a respins previous week high. Stai să-mi las Dixie aici pornit. Ce a respins previous week high? Păi previous week high e aici. It's getting there. Listen. Traditionally. Ah, da. Countries have horrible stewardship and you learn how to hyperinflate. People would find US dollars. Apropo de Dixie pe 15 minute. Right? We're moving to a digital world. Rising wedge, falling wedge, iartă-mă, pattern bullish. Trebuie să căutăm o zonă de suport. Ah, ce dracu zonă de suport să găsim? N-ai nimic aici. Doar să mai iau după previous week high, atât, în rest nu prea. People in this room would be like Bitcoin, but the broader population is still learning about Bitcoin, and so. Da, frate, toată lumea învață despre Bitcoin. No broader population. Cred că adopția e destul de mică în momentul de față, având în vedere că avem un market cap total de 1,5 trilioane de dolari. Nu mai știu cât era în momentul de față market cap-ul total. Da, nici nu e educație în cripto. Toată lumea vrea să facă bani și atât. Eu știu doar știu poveștile pe care le primesc zilnic pe YouTube. 100 de X? Oameni care sperau să facă sute de X și realitatea e că nici n-au... A pierdut și s-a lăsat de fiind. Da, îți dai seama. He potentially, if successful, is creating a playbook similar to what Michael Saylor did, creating a playbook for public companies to put Bitcoin on their balance sheet. Is your thought process that Do Kwon is showing, whether it's the central bank, other stable? Nici n-am apucat, făceam și eu 2000 de dolari în pană, nu la mai. Nici n-am apucat la sordul. Really just stable coin or digital tokens? Da, cred că merge la H4 la de jos. Uite, acum a intrat în el. 44. You know, I met Do, I don't know, 3-4 years ago. He is a brilliant young man. And he had this idea of an algorithm, stablecoin, digital money for a digitally native world with no central bank, no tides, no dollars saved. And originally, his stablecoin was backed by Luna. And I think what he realized was Bitcoin is a much more stable asset. It's existed for 13 years. It's got 150 million people. And so if I can take Bitcoin and back my stablecoin algorithmically, it's just going to be a safer reserve. And so it's no different, quite frankly, than if Switzerland switched some of the reserves from dollars and euros to Bitcoin. Yeah, so is he basically creating a playbook where others can follow? I think you'll see that. Listen, this is a really interesting experiment. It's not without risk, right? He's in this transaction. The plan is to buy $10 billion worth of Bitcoin, and as that ecosystem grow, that number will grow. Mi-am lăsat oricum. That's all good as long as there's not. Mi-am lăsat orderul, mă rog. BTC-ul deschis pe Binance. So how smart were you? He said, I was pretty smart growing up. And I was like, well, how smart? He said, well, because he got into Stanford. Cineva de la mine a făcut 6,2 era acum pe mizeria asta. And he said, well, I took 15 AP courses and I got fives on all. Stai așa. And I was like, geez, I took one and I got a four. And so he's a very smart guy. And there's momentum on the side of this. There's always a tail risk there. And so it's an experience to be watching. It's, I think, categorically good for Bitcoin at this point. Deci se pare că această conferință are efect. S-a luat un ordin pe BTC lăsat de tine acum câteva zile. Deci din zona asta, nu? And so when you have someone buying $10 billion of Bitcoin, it's going to move the price. Yeah.
let's talk a little bit about Bitcoin and politics. Obviously, there seems to be a sentiment change. First, it started on kind of the right side of the aisle. It looks now like a lot of Democrats also are becoming more pro-Bitcoin, pro-crypto. How important is it for a politician at this point to understand these technologies? And is it fair to say that over the next couple of years, if you're anti this technology, you're probably either going to get voted out or not elected? So I think the most important week in lots of ways in crypto last year was around the infrastructure bill, when the Biden administration really tried to sneak in a poison pill, or at least, you know, a get you sick pill into that legislation. And the crypto community mobilized. Iată, a făcut bani în 30 pe Wave. Remember, I was in the south of France on vacation. My only vacation I took. And I was on the phone with every senator. Face comunitatea bani, mă. Uite, asta îmi place, că reușiți să fiți și autonomi, știi? Deci învățați, faceți bani. E perfect. Of phone calls placed to congressmen and senators. And DC was shocked. Dacă ai timp, te rog, ai putea să ne arăți cum ai tranzacționat tu cu indicatorul Order Block Finder pe H4? Păi tu știi că am făcut un video despre asta? Serios? Ce? Este un video cu... Am făcut un video pe YouTube despre asta. Uite-te la video. Îi răspundeam lui Laurențiu. Had a lot of influence about how the Biden administration was thinking. And what is really interesting is Janet Yellen and the president's executive order really had a change in tone recently. It was a change in tone from being negative to being balanced. That's politics. That is not because they saw the light. It's because they like, wow, we need to pay attention. And there are two things that got them thinking, right? This is about innovation, right? And it's about the little guy. Ce innovation? So I think that narrative is changing in DC. I don't see legislation showing up this year, the way politics are set up. We're going to be in a gridlock. But I think the chance of them doing really damaging things has gone way down. When we start to think about politicians, I think a lot of it is they respond. Dacă Cezar, dacă nu mai este pe grafic, înseamnă că nu-l mai am. Deci orice dispare de pe graficul de BTC înseamnă că reconsider situația zilei respective. Asta încerc să explic. Acum poate să rejecteze de aici, dar piața este destul de bearish în momentul de față și de asta prefer să reconsider. Înțelegi? Știu că am avut un order aici, unul aici și unul aici, dacă nu mă înșel, ceva de genul. Nu înseamnă că nu poate să rejecteze. Poate să rejecteze, Doamne ferește, mai ales că ai double bottom. Și chiar o să rejecteze. De la double bottom o să... outside of the US than it is inside the US. The US dollar has been very stable against other currencies for a long period of time. You look at Lebanon, atins blocul de daily. They haven't been. And so, but every macro investor, every common citizen can look and see what they're spending and realize with debt to GDP at 140%. Asta e ultimul bloc pe daily. To see solving that issue without inflating your way out. And now we're seeing, you know, 8% inflation. And so it's becoming part of a portfolio for institutions. Erai pe Eagles. Okay. It's not that I'm going to buy these fancy shoes and it's that I'm going to take some of my wealth and preserve it and store it there as an asset. Right now, it's still correlated to the NASDAQ. That correlation is starting to break down, right? It used to have a beta of 4, now it's got a beta of 2. Why is it correlated? Because most people bought risk assets and bought Bitcoin because the Fed was pumping in so much money. And so what drove prices up, inflation, is driving both NASDAQ. Right, stocks, believe it or not, are an inflation hedge. Right, it's hard to remember. Like, but stocks are an inflation hedge. If you have hyperinflation, stocks go way up because they're being repriced. And so there will continue to be a correlation. It'll break down some. We've seen the Fed talk a tough game over the last couple of months. They finally raised interest rates. Cum se numește videoul cu order block? Se numește
este cel mai bun indicator sau ceva de genul. And saying, hey, a recession is coming. One, agree, disagree, recession is coming. And two, how do you expect Bitcoin to perform in a recessionary event? So to start with, I think Bitcoin has traded amazingly well, given that in the last 5 weeks, rates are down 147 basis points. If you had told anybody in my seat who was a macro investor that you were going to have rates fall 147 basis points and Bitcoin would be up, they'd say not a snowball's chance in hell. And so there's something going on, right? We tested the lows in the whatever 32, 33, and we held pretty well. And I think. Bă, mi se pare că ăsta e ceva drogat, nu pot să-mi dau seama. Ori nu înțeleg eu ce vrea să zică. Nu știu, ziceți voi, mă, poate sunt eu tâmpit. He was behind the curve. Like part of the reason he was behind the curve is it was like a 9-month process for him to get reappointed, and he really wanted to get reappointed. People like to be in power. It's why, you know, algorithmic trust sometimes is better than human trust. He had his reasons, right? He's a Republican. If he wasn't going to be the chairman, it was going to be Lael Brainard. He was probably worried that Lael would be a lot more dovish than he would be, and so I think you're going to see the chairman be very hawkish for a while, right? He's a civil servant at his core, and he has a reputation, and he doesn't want to blast it. And so you're going to see the Fed be hawkish. Wow. You're already seeing signs of future slowing. But these things are hard, right? Like the American economy is attacking commodities. Commodities prices are sky high, so that's pretty darn good for America. Da, doar ce l-a atins un pic. Da, fix, ești nebun, ia uite. Fix, da. Sniper! Bam! De acolo am luat acum un long, să vedem cât mă duc cu el. Bă, dacă închide, fii atent, dacă ți închide peste zona asta, ești safe. Pleacă. Să închide peste în canalul de oscilație, știi? Da, da. As my song says, goes to the moon. Oricum e cu bani puțini, așa la plezneală. A song is foarte ok, ce care e problema? I want to spend the last couple of minutes. There's a lot of folks in the Bitcoin community who are watching this. You talk to all kinds of different people, politicians, entrepreneurs, other investors who are in Bitcoin, who are not in Bitcoin, and just various people in some of your philanthropic work, etc. What would your message be to whether it's a young person, an entrepreneur, or an investor in the space? Like, what are the things that need to happen, or what can they do to help push Bitcoin forward? Pleacă mai jos. So when I first got into Bitcoin, I met with this guy, Alex Marcos. I don't know if you know Alex. He's a core developer. But before that, he was one of the greatest high-frequency traders there was, and he made a bunch of money. And he was the guy that gave every student at MIT one Bitcoin. And then he was donating money to this and this. And I was like, Alex, you're like a philanthropist for Bitcoin. And he looked at me with a wry grin. He's like, dude, you still don't get it. I was like, huh? He was like, I own a bunch of Bitcoin. So I want the community to be healthy. I want people to understand it. Like, it's in my vested interest to do good. That idea, the genius of Satoshi in lots of ways, or one of the geniuses, was you do well by doing good. Everybody in the Bitcoin community has a role to make this place better. My role, because I can't stop talking, has been to preach. If I could code, I promise I would try, but like I can barely type. And so you got to figure out what your role is. And so what I tell people is bring people into the tent. Or if you're a core developer, code away. Or if you love mining, work on Stratum 2. Like Galaxy, we hired someone full-time to work on Stratum 2 to make mining better. Figure out how you can contribute to make the community better. That's the ethos of Satoshi. It's the ethos of crypto. All right, we got 2 minutes left. We're going to have fun now. I'm going to fire questions at you, and you tell us what you think. Don't hold anything back. How high is Bitcoin's price ever going to go? A million. It will never go over a million? I, what are you guys clapping about? That's the most bearish person here. You know, predicting prices is a really complicated thing. So I got myself to half a million because that's the market cap of gold, right? But the gold market cap could go up, and we're going to replace gold.
And so in some ways, and this is going to maybe sound heretical to a Bitcoin, you know, crowd, I go to bed and I pray that the stewards of the U.S. economy don't screw it up. Because I see what happens to societies when the stewards screw it up. I have Russian friends that have gone bankrupt in literally the last 6 weeks that had good livings and they're gone, right? I've had Turkish friends that have seen their entire life savings blown. And so I really do pray that the dollar stays strong and Bitcoin doesn't go to infinity, because Bitcoin going to infinity means the rest of the Western world has really fallen apart and we lose social order. But I think we could get to 500,000 or even 1,000,000 with stability in the West. And so for us in that, it means stability of the West is gone. You mentioned earlier that Bitcoin's more important outside the US. The president put forward the executive order saying that we want to be a leader in this technology. True or false, the United States becomes the leader in Bitcoin over the next decade? You know, I think that executive order was more focused on stable coins. Right? The U.S. has a vested interest in keeping the dollar strong. And so getting the stablecoin solution right is of paramount importance to the country from a national security perspective. If you're American, you don't want African countries, Latin Americans, the Mideast use a Chinese stablecoin. China certainly wants that stablecoin used. You're going to see a monster effort by the Chinese to have the digital RMB be the coin of commerce, right? If you're American, if you're the U.S. government, you want it to be the dollar. And so the government cares a lot less about Bitcoin than they care about the dollar stablecoin. Last question. The day you die, I obviously come to your funeral and I look at the message that's written on the tombstone. It says, Mike Novogratz, what? While alive, he lived. Fucking great. All right. I appreciate it. Have a great conference, everyone. Thank you. Da, nu știu, ăsta cred că era pe droguri, frate. N-am înțeles nimic din ce vrea, sincer. Deci nu mi s-a părut a fi fantastic. Plictisitoare conferință până în momentul de față. Aș fi vrut să fie chiar oameni mega relevanți. Main conference starts tomorrow at 9 a.m. Bun. Înseamnă că mâine la ora 9 a.m. Oricum, nu știu dacă o să fac chiar și live, dar pur și simplu deocamdată așa e. Eu zic că a fost intro, să vedem pe zilele viitoare ce se mai întâmplă. Suntem în momentul de față, eu mă plictiseam, de asta m-am apucat să fac scalping. Face un retest în triunghi sau value area. Da. Hai, poate nu e degeaba. Fă și tu acolo, du-te până în TP, te rog eu. Ultimul trade, nici n-am apucat să-l iau și m-am enervat că nu l-am luat, că puteam să făceam și eu 3R și cu 2R, 5R pe ziua de astăzi, lejerea, nu? Pe ăsta l-am luat, că apucai să tastez. Of. Ia stați o secundă. Da. Hello, bună, Alex. Bun. Hello. Bun, am auzit la Diana că ai avea două facturi pentru de la Sarov. Da, am și vi le trimit imediat. Dacă se poate, te sun eu, rog, foarte, foarte frumos. Te pop. Hai cu tata! Duce. Recunosc, băga mult, $150. Deci dacă tot luăm și noi vreo $300, cât am aici? Deci graficul e diferit la Binance față de TradingView. Mi-a dat că nici măcar nu mai atins zona aia pe Binance. Gata, ăsta e un scalping frumos făcut, dragilor, $300 încasați. Up, up. Hai că n-a fost degeaba mizeria asta de conferință.
Deci vă pupă, Jean. Ne auzim mâine. Și vă mai dau, mai facem un videoclip mâine pe vis-a-vis de conferință, vis-a-vis de ce s-a întâmplat la conferință, nu știu. Poate sunt niște chestii mai mișto decât au fost astăzi. Mă bucur că am încheiat totuși ziua pe profit împreună cu voi, care ați luat scalping-ul ăsta foarte bine, care nu, na, iarăși bine. Așa că vă pup, dragilor, ne vedem mâine. Eu am fost Alexandru Hobincu și vă mulțumesc frumos că a stat alături de mine pe conferința asta plictisitoare. N-aveam ce să facem. Dar cred că mai facem de-astea de scalping când îmi place. Așa că, pa, pa! Salut!